Cea mai mare parte a veniturilor familiei Iohannis provine din închirierea unor imobile situate în orașul Sibiu. O cotă de aproximativ 80% din banii pe care soții Iohannis îi iau la dispoziție în viața de zi cu zi are această sursă. Diferența de până la 20% provine din salarii. La începutul anilor 2000, Klaus Iohannis a încheiat cu banca Raiffeisen un contract pentru închirierea acestui spațiu comercial, situat în zona ultracentrală a orașului. Conform datelor din contractul de închiriere, între 2005 și 2007, fostul primar al Sibiului a încasat de la Raiffeisen 106.000 de euro. În aceeași perioadă de timp, Iohannis a consemnat în declarația de avere venituri în valoare de 14.000 de euro. Tot în prima parte a anilor 2000, Klaus Iohannis a încheiat un contract de închiriere cu firma Netex Production pentru apartamentul care ocupă întregul etaj al vilei din imagine. Conform datelor din contract, între 2004 și 2007, Iohannis a obținut de la Netex Production venituri în valoare de 45.000 de euro. În declarațiile de avere însă, a consenat doar 21.500 de euro. Un simplu calcul arată că, în total, în perioada 2004-2007, Klaus Iohannis a omis să declare 115.000 de euro bani proveniți din închirierea celor două imobile. Completarea în falsa declarațiilor de avere este considerată infracțiune și este pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.